Un bărbat din Căușine a fost condamnat la 2 ani de detenție cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip seminchis, după ce acum 5 luni și-ar fi snopit în bătaie propria mamă. Sentința a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Căușini. Potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs în data de 17 aprilie, când inculpatul, fiind în stare de ebrietate, a venit acasă la mama lui. La un moment dat, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă care a generat într-o bătaie, în urma căreia femeia s-a ales cu diverse traumatisme. În cadrul audierilor, bărbatul și-ar fi recunoscut vina. Acesta a declarat că are curs la acest gest după ce mama sa l-ar fi blestemat. Sentința nu este una definitivă și poate fi atacată la curtea de apel chișinău în termen de 15 zile.